Și pentru că veni vorba despre timp și despre mașină. Da. Pentru că din mașină Simona Halep a făcut prima oară cu mâna. Oați ne face cu mâna din mașină alături de Sergiu Negoțiu Filo. Sunteți de vedetă. Mine și Alice s-a încheiat un pic relația. Am stat vreo lună prin Suedia. De pe amândoi. Eu habar n-am de ce să zic. Astăzi este ziua mea. La mulți ani cu sănătate. Și o zi cu soare frumoasă pentru că mă reîntorc la televizor. Am avut 2 luni și jumătate în care am lipsit. Astăzi suntem la filmarea unui nou clip. Marca WhatsApp, sunt un fel de mini Sergiu Nicolaescu, sunt regizor, scenarist, actor, am compus piesa, dau cu capul, șut, gol, poartă. Și am făcut scenariul, dragii mei, tura asta în felul următor. Prietenul meu Sergiu va fi personajul negativ, principal. A, adică tu vrei să joci la tine în clip? Da, dar vei fi și secundar și negativ în principiu. Du-mă unde vrei. Sunt 275 de milioane de grade afară, iar omul ăsta mă ține cu sacul. O să scot eu chestiile astea pe ocuație. Cam așa funcționează lucrurile la un clip. Și mai ales când e Wattie regizor. Acțiune! Rec! Acțiune! Încă o dată! Încă o dată! Ne-am distrat de milioane la filmare și am înțeles că mai urmează, adică n-am terminat. Nu, n-am terminat. Aha. Dar ia zi cum a fost cu mine ca regizor. Bă, e foarte mișto. Nu te-am stresată? Nu. Nu tare. Ai telefonul la tine? Nu, și nici măcar. Ești fii atent, acum 2 luni și jumătate, bă, l-am la mine. Așa. Dar acum vreo 2 luni și jumătate, când am ales să iau frână de la... Așa, am mai stat în studio, de la mai venit la televizor, dar am scos tot, Instagram, Facebook. Nu cred. Am tras vreo 11 luni. După ce am intrat în pandemie și au dispărut concertele, am zis, bă, ce fac eu cu timpul ăsta? Și am luat o razna cu studio. Da. Și am făcut multă muzică, am vândut multă muzică, am lansat multă muzică și când am luat frâna asta, aveam deja vreo 11 luni de trending. Piesă după piesă am lansat. Uite, WhatsApp divorțează. WhatsApp cu un picior în pușcărie. WhatsApp are probleme grave de sănătate și pleacă la control. Mamă, câte belele are băiat. Bă, tu ai fost plecat la un moment dat. Da, am stat vreo lună prin Suedia. Și cum a fost? Foarte frumos, am stat la un hotel care se numea The Studio Hotel, gen așa. L-am, zic, m-am uitat și ăla mi-a plăcut, s-a nimerit să fie cu studio deasupra. Aha. Deci practic și unde m-am relaxat tot cu studio. Tot cu studio erai, de studio da. Tot nu. Ghinionul, că ce s-a întâmplat? Am tras foarte tare în primii 7 ani de industrie. Da. Cu Simina, fosta mea soție, aveam deja 9 ani de relație. Da. Și după ce am divorțat, a început să apară tot felul de lucruri, de scandaluri, da. Imediat primul lucru au zis că eram deja cu Alice în timp ce eram cu fosta mea soție. Nu prea stăteam foarte bine cu nervii post-divorț. Și au fost niște altercații verbale între mine și Alice, noua mea iubită, care una dintre ele a dus într-o zi la poliție direct. Adică ea panicată de felul în care eu țipam, că asta când ai nervi așa faci. Da. A sunat la poliție să calmeze nebunul și cu poliția a fost ciudat că eu ieșeam din bloc, ei intrau, ne-am salutat. Salut. Și după aia au apărut deodată din pământ, au apărut în fugă după mine. Stai! Eram infractorul suprem. Când au pus mâna pe mine să-mi pună cătușele, am redevenit violent verbal. I-am pus cu mâinile, zic, lăsați-mă, nu? Da, și după aia în presă a apărut că l-am mușcat pe polițist de picior. Da. Realitatea a fost alta. M-au pus pe jos, m-au pus piciorul pe gât, piciorul pe spate. Cum se procedează, da, ca să ajung la secție? Rămân în același stil al meu verbal, agresivo-verbal. Aha. Eu schimb la de latră și nu mușcă, știi? Și m-am trezit cu 3 ultraje. Scap, trec de procuror, merg, explic, trec de doamna judecătoare,
mi se dă doar muncă în folos comunității și îmi trebuie să scrie. Aha, WhatsApp are pile pe la poliție în loc să facă pușcărie. Ia uite cum a spus. Și iar continuă povestea despre WhatsApp, băiatul rău. La un moment dat, eu aveam studio la, de stăteam eu în Pantelimon, aveam studioul meu. Între timp am vrut să vând casa, am demontat studioul. Da. Când am demontat eu tratamentul acustic și antifonare, a început să mă aud de la vecini și a început să-i deranjeze. Și un vecin de deasupra deranjat a considerat că își face dreptate singur și a dat să intre peste mine în casă. Cred. A trecut cu piciorul pragul să ducă de el muzica încet. După păcate eram și prieten de mult timp, ne cunoșteam de vreme. Și de acolo a ieșit tot asta, l-am tras cu mâna afară, ești frumos. Ne-am pus frunte în frunte ca băieții cocoși de 10 ani, că altfel nu pot să numesc. Și în presă a scris că l-am bătut cu copilul în braț. Eu m-am apărat, l-am pocnit, recunosc. Și de acolo mi-a părut foarte rău. Și acum o lună, în timp ce eu eram plecat... Aoleu, da, corect. Că dacă tu vrei să afli chestii, da, da, corect. Între mine și Alice s-a încheiat un pic relația, până să plec eu în Suedia să-mi iau frână cu toate. Și ne-am încheiat relația prietenos, salut, salut, eu am plecat liniștit. Într-o altă zi erau chemat la emisiune, nu te întrebăm de relație, și-au întrebat-o. A trebuit să anunțe public că ne-am separat, dar astea toate în lipsa mea. Și tot în lipsa mea, WhatsApp de nou a devenit violent, ce ai citit primul articol. Da. M-am dus la un magazin să cumpăr ceva, n-aveam măscuță, am vrut să cumpăr măscuță, mi-a zis că n-are și să ies afară și era agresivă. Doamna, ieși afară. Și am întrebat, zici, doamna, dar ce aveți? N-ați dormit bine azi noapte? Eu cu zâmbetul pe buze. Ea nervoasă, hai că ieși. Am ieșit pe ușă, m-am dus la alt magazin, m-am dus acasă. A doua zi, WhatsApp violent, dat afară cu bodyguard. Și de oferit muzică, ai de oferit clipuri, ai de oferit lucruri bune pe care fanii tăi și oamenii de acasă vor să le vadă. Doamne, știu. Așadar, mersi, hai să continuăm de filmat clipul. Noi vă mai arătăm imagini și din locația numărul 2. Ca și eu am un accident, că mă lase cu căldură, cu astea, cum ai venit. Eu sunt așa, am un picior suplecat și o mânecă, să nu mă tragă curentul tare, știi? Să nu te tragă tare la curent. De la cald la frig. Da. Știi ce nu te-am pus eu astăzi să faci deloc? Că am ajuns în a doua locație. Dacă mi-e bine, îi văd pe toți dansând în jurul meu. Aproape nimeni. Cu chiorul când mai dă și el de greu. Dar să iei varianta aia cum ne place acum? Hai. Dacă mi-e bine, îi văd pe toți dansând în jurul meu. În clipul ăsta de astăzi, îl fac poze. Mă, dar tu vezi și mașina aici? Că n-am pe mașină. Păi dacă n-am voie cu daia cu volan, uite-ți mă cam... Asta o luăm acasă. Nu chiar să-l fardez. Du-te și îți dați cu niște rugi. Nu? Mai poți? Bă, nu, tu? Bă, mai am doar să mă întind. Asta mă uitam, că tu ți-ai luat locul la cel bun, știi, cu canapeaua, cu alea, să stai și te întingi pe ea. Cum e? Cum a fost? Foarte să faci un clip? Foarte. Să filmezi și emisiunea în acest. Da, obositor. La final de zi, cam leșin. Da. Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră a fost nimeni altul decât WhatsApp! WhatsApp, de la WhatsApp TV, mi-ai zis, mă, pleacă să nu mai vii până nu revii. Bombă! Și Sergiu Negociu Pilop, ne vedem săptămâna viitoare.